Ziua copilului a fost marcată și la Rezina prin spectacole, concursuri, dulciuri și distracții la care au participat sute de copii din diverse localități ale raionului. În dimineața zilei de 1 iunie, un spectacol muzical-artistic a întrunit copii din diverse instituții educaționale, oferindu-le posibilitatea de a-și demonstra talentele. Cei mai îndrăzneți s-au lăsat desenați de animatori. Să creșteți copii mari, fericiți, norocoși, mintoși, părinților să aveți în suflet cât mai mult timp copilul din dumneavoastră, să nu dispară mulți, mulți, mulți ani. Să-i faceți fericiți pe copiii dumneavoastră, pentru că ei sunt viitorul nostru și pentru a ne așteptările să le îndeplinească, noi trebuie să ne dedicăm și să-i susținem în tot ceea ce avem și vedem că crește talentele. Dar dacă talentele vor fi susținute, dacă copiii noștri vor fi fericiți, să știți că și noi alături de ei vom fi toți împreună fericiți. Pentru că viitorul le aparține lor, viitorul aparține celor care savurează, celor care năzuiește spre lucruri frumoase. Autoritățile locale și-au notat dorințele împreună cu copiii, lansând în aer baloane multicolore. Dar știți că Ziua Internațională a Copiilor, pe data din 1 iunie, este sărbătorită doar în 30 de țări. În celelalte țări, ea se sărbătorește în fiecare zi. E bine așa? În fiecare zi aveți ocazia să vă simțiți copil, ceea ce este important pentru voi, și astăzi suntem aici pentru a vă omagia pe voi, copiii care sunteți viitorul nostru. Eu vreau să vă spun că în raionul Rezina avem 9.000 de copii de care noi avem grijă. Și iată, voi copiii sunteți cei mai frumoși și aveți cele mai curate gânduri. Așa este? Haideți atunci să închidem ochișorii și să ne gândim să avem gânduri bune pentru raionul Rezina. Este Baștina și este meleagul nostru, așa? Haideți să închidem ochișorii toți, să ne punem o dorință. Suntem gata? Și atunci când dorința este, o aveți deja, dăm drumul la baloane, da? 1, 2, 3. Suntem gata? Eu îmi iubesc meleagul meu Rezina. Meleagul meu Rezina. Bravo! În a doua jumătate a zilei, un spectacol artistic de peste 2 ore prezentat pe scena Palatului de Cultură Nicolae Lupov a întrunit dansatori de pe ambele maluri ale Nistrului. În cadrul spectacolului, publicul a asistat la un adevărat defileu de modă cu hainele confecționate de tinerii școlii profesionale din Rezina, însoțiți de copii.
Sărbătoarea de 1 iunie a fost organizată de Consiliul Raional Rezina în parteneriat cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport și Secția Cultură Rezina.